blugi cu bluz. Blugi, blue jeans, cum li se mai spunea, sunt obiectul de vestimentație cu cea mai mare reprezentare în lume, având numeroși fani, dar și detractori. Blugii au o poveste aparte în comunism. Primii blugi pe care i-am văzut eu și asupra cărora am visat încă din copilărie. Erau niște pantaloni de doc albastru cu tighele mari albe, adică niște cusături mai grosiere și mai generoase, așa cum vedem noi în filmele western, care prin anii 70 împleau sălile de cinema la cele două cinematografii botoșanene. 7 noiembrie și 30 decembrie. Deveniți mai târziu Luceapro și Melodia. Să vă spun cum erau dacă filmele erau western, se stătea în picioare, se stătea pe spătarul scaunelor. Erau mai multe tipuri de filme western, cele originale americane, cu omniprezentul John Wayne, iar mai târziu a apărut westernul Spaghetti, făcut de italieni, cu destulă măiestrie de altfel. Acolo unde era un melanj de actori și italieni și americani, dar să nu uităm că și regizorul nostru, Sergiu Nicolaescu, a cochetat cu westernul. El făcând chiar niște episoade din filmele cu vinetu. Vă spun toate acestea pentru că aș vrea să vă vorbesc astăzi despre monumentul ăsta de vestimentație care sunt blugii. La Botoșani, oraș multicultural, primii pantaloni de tip ăsta au apărut la pachet. Adică ți se ofereau din belșug, din pachete venite în mare parte din Israel, tot soiul de obiecte de vestimentație de la băști până la ciocate. Eu drept că o pereche de blugi despre care vă vorbesc eu, pe vremea aceea costau cât un salariu mediu pe economie. Dar ce are a face? Când ieșai pe strase, adică pe într-un în blugi, erai sigur că vei rămâne în istoria târgului. Că pe vremea aceea nu se știa de titlul de cetățean de onoare al orașului pe care ți-l azi partidul, blugii făceau toți banii. Un individ nu avea nicio istorie dacă nu avea blugi. Creștea și în ochii gagicilor. Normal, trebuia să-ți cumperi să ai blugi original și atunci erai sigur că totul îți este permis. Numai că a existat o perioadă de cădere și urcare a ideii de blug pentru că se întâmpla câteodată ca pismașii să-ți fure pantaloni de pe sârmă și atunci tragedia era gata. Prin anii 80 au început să facă blugi adevărați și pe la noi, pe la confecția, la fabrica aia care de curând va fi un supermarket și care prin vânzarea ei a îmbogățit o mână de escroci și a sărăcit o mână de calici, proletari. Singurul care mai ține steagul sus e domnul Nelo, care are o fabricuță de confecții cu lucruri bune ca pe vremuri. Scriu toate acestea pentru că azi îmi zice o cunoștință că Tatsu a comandat din America un costum de blugi, pantaloni și o geacă cu frajuri, că așa după cum zicea bătrânul, îl roagă pe urmașul lui ca atunci când i-a venit sorocul să-l îmbrace în costum de blugi și să-i cânte la cap vali răcilă, un bluz de pe vremea când erau ei doi vecini aici în curcubeului. Ca să vezi ce poate să facă o pereche de pantaloni. Nota é boa,